Zlatan Ibrahimovic nu a stat departe de fotbal chiar și după ce și-a încheiat cariera. Marele fotbalist a bătut palma cu cei din conducerea lui AC Milan și face parte din administrația clubului. Totuși, starul are câteva restricții. Ibrahimovic colaborează cu Jerry Cardinal, fondatorul companiei Red Bird, care deține clubul milanez. Fostul fotbalist ajută atât la creșterea echipei, cât și a companiei. Totuși, chiar dacă este vorba despre o legendă a fotbalului, șefii clubului au reguli stricte. Potrivit Mundo Deportivo, care citează presa din Italia, Zlatan nu are voie să intre în vestiarul echipei în timpul meciurilor. Tot atunci, acesta a primit interzis la orice discuție cu antrenorul Stefano Pioli sau cu jucătorii. Marele fotbalist suedez s-a retras din cariera de fotbalist profesionist la începutul lunii iulie a acestei veri.